Textila Dunureana, la timpul acela, era cea mai mare întreprindere din oraș. 5.500 de salariați. Vă dați seama. Deci, Nicolae Florian, după vreo perioadă de câteva luni de acomodare cu colectivul de muncă și cu utilajele care erau importate din 10 țări din Europa, cu tehnicitate deosebită aceste utilaje, așa, scrisă în 10 limbi și era mai greu să fie citit și înțeles un asemenea proiect. E, Nicolae Florian s-a străduit din răsputeri zi și noapte. Citea aceste proiecte a utilajelor ca atunci să fie înțelese în primul rând de dânsul și pe urmă înțeles și de colectivul de muncă. Pentru că aceste proiecte, după ce erau asimilate de dânsul, făcea cursuri profesionale cu colectivul de muncă, cu muncitorii. Instruia pe muncitori. Așa, să înțeleagă muncitorii adevărata realitate acestor utilaje, care avea complexitate în tehnicitate. E, acum, Nicolae Florian, după vreo câteva luni de zile, s-a desprins ca un om deosebit față de ceilalți, pentru că la secția mecano-energetică aveam 10 cadre cu studii superioare, respectiv ingineri, subingineri, așa. Alții erau stagiari, alții care depășise stadiul de stagiar, dar Nicolae Florian s-a desprins ca deosebit față de ceilalți. Era mai harnic și mai... Mai insistent, mai interesat în rezolvarea problemelor fabricii. Ambițios. Nu ținea cont de ore de program. Când interesul fabricii, utilajele trebuia să funcționeze, nu precupețea niciun efort să stea în fabrică și să aibă grijă să pună utilajele în funcțiune. Mi-amintesc și dânsul știe treaba asta. După câteva luni de zile l-am rugat pe domnul inginer, zic, hai să mergem la magazia de materiale și i-am dat o salopetă. Am îmbrăcat într-o salopetă, i-am dat doi electricieni cei mai buni. Să simtă ce înseamnă să fii în producție. Așa. I-am dat doi electricieni cei mai buni, așa, și i-am dat un utilaj care venise din Cehoslovacie să-l pună în funcțiune. Și i-am spus, Floricele, fii atent aici. Tot dacă, Floricel îi se spunea și pe vreme. De acolo a pornit și numele de Floricel de la noi. Floricele, fii atent aici. Dacă pui utilajul ăsta în funcțiune în 10 zile, că avem termen de punere în funcțiune, așa, vei primi o săptămână de zile liber și propun conducerii întreprinderii să dăm și o primă consistentă. S-a străduit Nicolae Florian și în 8 zile m-a chemat și a spus, domnul Petrică, utilajul e în stare de funcționare. Vă rog să veniți să vedeți și face proba. I-am și băgat tehnologic material pe el să funcționeze. Era vorba de un uscător în secția preparație, care usca bobinele care veneau de la Voltenița, fabrica de așa. Tehnologie deosebită, înțeleg. Poftiți? O tehnologie deosebită. Deosebită, da. Și, deci, ăsta e numai un moment din activitatea lui Nicolae Florian. S-a desprins în sensul că a făcut niște inovații. Fabrica era dotată cu 2400 de războaie de țesut. 2400 de războaie de țesut. Vă dați seama, numai la astea 2400 de motoare care trebuia să învârtească zi și noapte în trei schimburi să funcționeze, pentru că fiecare țesătoare avea plan pe război și trebuia să realizeze planul de producție. Așa. Și Nicolae Florian avea tact în rezolvarea problemelor. Sta de vorbă cu oamenii cu foarte mare diplomație și foarte mare dipăcie, în sensul că el, prin modul lui de comportare,
reușea să capete respect din partea muncitorilor. El, Nicolae Florea, niciodată n-a făcut o propunere de sancționare a unui muncitor de subordinea lui. Niciodată n-a făcut o propunere de sancționare. Numai el, muncitorii care erau subordonați lui, de rușinea lui, făceau treabă și erau cinstiți și corecți în activitatea respectivă. Da. Vă spuneam că a făcut niște inovații. Era mai șef, era și un coleg totodată cu și coleg, așa, lui. Pe lângă faptul că era șeful lor, era un bun coleg. Câți muncitori avea în subordine atunci pe vremea? Avea subordine 10 maestri energetici și 100 de electricieni. Această 100 de electricieni, diverse specialități, electroniști, electrotehniști, așa, tot ce trebuia, nu... electricien pentru posturile de transformare de înaltă tensiune, pentru că aveam fabrica, era dotată și cu partea de înaltă tensiune care o exploata tot textila Dunărena. Așa. Și vă spuneam că Nicolae Florian s-a străduit și a făcut două inovații foarte interesante. Una, din proiect, un război de țesut, când se rupe firul, se oprește războiul, dar nu se oprea motorul. Motorul funcționa în gol. Și analizând problema cu Nicolae Florian, cum să facem noi ca și motorul să se oprească concomitent cu oprirea războiului de țesut? Că asta e important, să facem economia de energie electrică. Și vreo lună de zile, unul și jumătate, mi-a prezentat niște scheme și niște schițe și am adaptat concret la 10 războaie de țesut. Să se oprească motorul atunci când se rupe firul. Când țesătoarea pregătea războiul să-l pornească, pornea motorul și era în regulă. Am extins această metodă la peste 2000 de războaie de țesut, deci peste 2000 de electromotoare, așa, și din calculul făcut s-a putut obține o economie de 500.000 de kilovați pe an, numai din metoda aceasta, deci ca motorul să se oprească concomitent cu ruperea firului, să nu mai meargă în continuare în gol. Da. Și altă inovație care a făcut-o Nicolae Florian, se știe că în motoarele merg în gol, consumă energie reactivă. Această energie reactivă poate fi preîntâmpinată prin montarea unor condensatori speciali, așa, de compensare a factorului de putere. Intru puțin în tehnica aceasta. E, lucru care l-a dovedit și l-a rezolvat Nicolae Florian, că și de aici aveam o imensă cantitate de energie electrică economie. El, ca conducător de formație, în cadrul colectivului de muncă, era foarte exigent. În sensul că în fiecare dimineață, când sosea la servici, lua șefii, maestrii care răspundeau de activitatea atelierilor și făcea un control dimineața în tot sectorul. Și spunea, notează-ți asta, notează-ți asta, mâine dimineață... Era și foarte un organizator, înseamnă. Mâine dimineață facem control. Dacă s-a rezolvat toate problemele care, așa. Deci, în primul rând, îi plăcea ordinea și curățenia, disciplina la locul de muncă. El, Nicolae Florian, se bucura de încredere, stimă și respect din partea colectivului de muncă. Se uita la el toți conducătorii, toți lucrătorii, toți muncitorii și care avea subordine, așa, secția mecano-energetică avea un număr de 550 de salariați, dar special pentru partea energetică, pentru care Nicolae Florian e specializat în electrotehnică, așa, avea acești 10 maestri și 100 de electricieni. Așa. Am fost plăcut impresionat de activitatea lui Nicolae Florian, pentru că pe lângă fișa postului care i-am făcut-o în momentul în care
a intrat pe probleme, așa, am stabilit cu conducerea întreprinderii, analiză făcută concret în cadrul secției mecano-energetice, și i s-a acordat lui Nicolae Florian calificativul foarte bine pe toată această perioadă. Calificativul foarte bine. Pentru că a dovedit-o încă de acum 15-20 de ani că este un bun gospodar, că este un bun administrator, că este un om care știe să lucreze cu oamenii, are tact și e diplomat. E diplomat în modul de a sta de vorbă cu oamenii. De puterea lui de convingere, așa, a determinat să-și capete încredere și respect în cadrul colectivului de muncă. Spuneați că n-a sancționat pe nimeni. Înseamnă că are și un suflet bun. Asta vreau să spun, că n-a sancționat niciun salariat cât a fost așa. Deși eu strângeam câteodată șurub și trăgeam atenția, vezi că s-a întâmplat așa, 3, 4, 5 salariați care nu și-a făcut datoria și trebuia să iei măsuri și nu știu. Și mi-a spus așa, domnul Petrică, zice, eu nu vreau să respect legea 12 privind ordinea și disciplina și sancționarea salariaților, că legea 12 preciza o sancțiune, însemna mustrare, avertisment, retrogradare, desfacerea contractului de muncă. Și zice, salariatul care a, subalternii mei care săvârșesc abateri, îi dau prima dată un cartonaș roșu. Și dacă repetă din nou abaterea respectivă, îl pun în discuția colectivului de muncă. Dar ce nu sunt de acord cu sancționarea lui prin reducerea din salariu sau sancțiuni, desfacerea contractului de muncă. Pentru că și el este o fire blândă. El e o fire așa. E un om calm, se poate discuta cu Nicolae Florian. El are multă răbdare în discuțiile cu oamenii. Asta e. Asta a spus, are multă răbdare în discuțiile cu oamenii. Și eu consider că dacă Nicolae Florian reușește să, și cred că va reuși să rezolve multe probleme pentru oraș. El e sufletist, este legat de oameni, așa, este un bun administrator, a dovedit-o cât a fost inginer stagiar, a dovedit că era un foarte bun administrator. El știa foarte bine să rezolve problemele. Vă spuneam că control asupra activității și iar din nou control asupra modului cum s-a rezolvat problemele anterioare. El e specialist electrotehnist, ar putea municipiul Giurgiu, bugetul primăriei să beneficieze de o foarte mare economie de energie electrică, ar putea să introducă panouri fotovoltaice aici la Giurgiu, așa, și cu energia electrică economisită prin panouri fotoelectrice, ar putea să alimenteze iluminatul stradal, iluminatul public din oraș, care afectează foarte mult bugetul primăriei. Da, acest... e o cheltuială mare. Iar așa. Acești bani s-ar putea folosi în alte investiții. Așa. Se poate extinde aceste panouri fotovoltaice și la consumatorii casnici. În situația asta ar putea să ieftinească kilovatul pentru consumatorii casnici. Deci Nicolae Florian este un specialist în primul rând. Nu e un e și un politician. E politician, sigur că dacă e deputat, dar eu îl apreciez și îl calific pe Nicolae Florian, în primul rând ca specialist. El e specialist, așa. Eu l-aș pune, în primul rând, l-aș califica, indiferent că va fi sau nu va fi primar, ca om, în primul rând, îl cântăresc ca specialist. Indiferent din ce partid face parte, că ar face din PSD sau din PNL sau nu știu ce. Eu îl iau, în primul rând, ca specialist. Și primul primar al municipiului Giurgiu. Tunaru vorbiți sau Mărculescu? Nu, Iliescu. Nu, Iliescu. A, primul primar cu număr de mandate. Când a fost ales primar Lucian Iliescu,
care era cunoscut că a fost director la în porț la la ICMUC, așa. Populația orașului ziceau așa: nu mă interesează din ce partid face parte inginerul Lucian Iliescu, mă interesează să-l alegem ca primar al orașului pentru că îl știm că este specialist, că el este un bun administrator și un bun gospodar al orașului. Și eu vin acum și spun, Nicolae Florian, în primul rând, populația trebuie să aibă încredere în dânsul pentru că e specialist, știe, e crescut într-o colectivitate, a primit educație muncitorească, așa. Și e un foarte bun administrator, îi place ordinea, curățenia, știe să stea de vorbă cu oamenii. Eu cred că proiectele lui Nicolae Florian vin de la muncitori, de la locatarii, de la locuitorii municipiului Giurgiu. Deci propunerile venite de jos în sus. Deci Nicolae Florian, așa... Pentru că știe și să asculte oamenii. Așa. Faptul că Nicolae Florian ascultă oamenii, reține problemele, propunerile făcute de oamenii municipiului Giurgiu, așa, și le face aceste propuneri care vin de la populație, le pun în proiectele dânsului și le face proiecte de execuție, pentru că el a crescut în rândul unei colectivități, a primit educație în cadrul colectivului de muncă, un colectiv de muncă, cel mai mare colectiv de muncă din Giurgiu, și așa, la 5.500 de salariați. Știe cum a crescut și cum s-a format și știe ce educație a primit în cadrul întreprinderii textile Dunăreana. Spuneți-ne un pic pe scurt și despre dumneavoastră, despre cariera dumneavoastră, despre funcția pe care ați deținut-o. Câți ani ați lucrat la Dunăreana? Am lucrat la textila Dunăreana 21 de ani. M-am angajat la această fabrică la punerea în funcțiune. Deci, cum s-ar zice, am bătut țărușul în această întreprindere, așa, și am lucrat 21 de ani până când am ieșit la pensie și la ieșirea mea de la pensie i-am predat sectorul meu energetic, secția care o conduceam, inginerului Nicolae Florian. El a fost cel care a preluat ștafeta de la mine și a condus mai departe toată secția. Toată secția energetică. Nicolae Florian. Ce să vă spun, că în toată această perioadă s-au perindat 5 directori generali la textila Dunăreana. Dar Petrică Gheorghe a fost efectiv menținut în funcție timp de 21 de ani, pentru că m-am străduit, tot așa cum l-am format, să zic, pe Nicolae Florian, așa, m-am străduit zi și noapte, așa, ca fabrica asta să funcționeze. La mine acasă era un dispecerat. Nici nu plecam târziu de la fabrică, n-apucam să ajung acasă, că soția îmi spunea: fii atent aici, că ești chemat înapoi. Urgent, că stă nu știu ce utilaj de mare productivitate care lucrează în serie și zice, trebuie să... Zice, a zis că trimite mașina. Și gata, în 5-10 minute venea mașina de serviciu și plecam înapoi la fabrică. Erau nopți când eu nu dormeam, eram efectiv în fabrică pentru că trebuia să funcționeze fabrica în 3 schimburi și dacă unul din utilajele respective, vorbesc de utilajele din secția finisaj, dacă nu funcționa, se oprea tot procesul tehnologic și nu s-a realizat planul. Atunci eu ce trebuia să fac? Eram pe baricadă, strângeam oamenii care i-aveam de specialitate și rezolvam problemele de punere în funcțiune a utilajelor. Nicolae Florian, de-aia vă spun că el a fost crescut și educat
La foc continuu. În cadrul acestui colectiv de muncă, așa, cu foarte mare dibăcie, el, spuneam că este un băiat inteligent, în sensul că prelua toate problemele pozitive care se perindau în fabrică și le aplica treptat le aplica în practică. Da. 21 de ani cât am lucrat la textila Dunăreana, vă spuneam că s-au perindat 5 directori generali, de fiecare dată, fiecare director general când venea, chema mecanicul șef și energeticul șef, că noi eram inima fabricii. Când inima unui om nu funcționează, a murit. Dacă energia electrică nu funcționa în fabrică, totul era mort. Vă dați seama ce mare răspundere aveam în legătură cu treaba aceasta. Și am plecat cu inima împăcată, că formasem deja un cadru care să preia întreaga activitate a secției energetice, pe Nicolae Florian. L-am luat de mână, mers cu el la directorul general, domnule director general, eu de mâine, știți, mi-ați aprobat plecarea la pensionare, locțiitorul meu și respectiv cine preia ștafeta în continuare este inginerul Nicolae Florian. Și a preluat și el în continuare, așa și-a condus foarte bine sectorul energetic.